Ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, Gabriela Firea, s-a aflat în județul Ialomița pentru a vizita Centrul pentru Adăpostirea Victimelor Violenței în Familie, aflat în subordinea Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița. Gabriela Firea a declarat că are în vedere măsuri concrete pentru a preveni și combate violența în familie, printre care informarea, consilierea și sprijinirea victimelor violenței domestice, înființarea unor centre de consiliere pentru agresori și totodată va face demersuri pentru implementarea cât mai rapid abrățării electronice pentru agresori. Mă aflu la Slobozia pentru a vizita o locuință protejantă dedicată victimelor violenței domestice. Vreau să transmit din partea mea ca ministru al familiei, tineretului și egalității de șanse, dar nu numai a mea, și a coaliției și a guvernului, faptul că vom avea în perioada următoare măsuri concrete pentru a preveni și combate violența în familie. Considerăm că acest fenomen a luat mare amploare în ultima perioadă și nu este de tolerat această situație. De aceea, în afară de informare, consiliere, susținere, sprijin pentru victimele violenței domestice, ne dorim să avem acțiuni cât se poate de concrete și proiecte care să prevină traumele în familiile din România. Voi merge cât mai mult în țară pentru a verifica condițiile unde locuiesc și trăiesc temporar victimele violenței în familie. Aici este un exemplu de bune practici și îl felicit pe domnul președinte al Consiliului Județean Ialomița, pe domnul director al Direcției Sociale, de asemenea pe doamna președintă a Autorității Naționale pentru Egalitate de Șanse și pe toți colaboratorii domniilor lor, pentru felul în care gestionează acest domeniu, pentru cum s-au implicat și pentru cum au reușit să creeze în această comunitate, repet, un exemplu bun de urmat, un loc unde victimele violenței domestice să se simtă în siguranță, dar ca o noutate și agresorii să aibă un centru de consiliere, de îndrumare, de sprijin și nădăjduim de îndreptarea situației în care se află acolo unde e posibil. Am discutat zilele acestea cu domnul ministru de interne, Lucian Bode, și este total de acord ca în perioada următoare să intensificăm eforturile comune pentru implementarea proiectului Brățara Electronică pentru agresori, astfel încât aceștia să poată fi monitorizați pe elemente informatice și să fie identificați atunci când se apropie de victimă, se apropie nepermis, pentru că așa cum cunoașteți cei care ați urmărit acest subiect, nu de fiecare dată ordinele de restricție au fost suficiente, de multe ori acestea, repet, fiind insuficiente, s-au încălcat, iar victimele au avut în continuare de suferit. Putem să spunem în continuare că le vom determina pe femei, pentru că în special ele, ca victimele violenței domestice, să apeleze la autorități, la Ministerul Familiei, la direcțiile sociale din țară, cele județene sau locale, orășenești, pentru a solicita sprijinul. Nu este o stare de normalitate aceea să suporți violențe. Violențe fizice, violențe verbale, violențe psihice, violențe chiar și spirituale, violențe de orice natură, cele care se încadrează în legislația europeană și în cea națională, dar în special cea care poate să ducă chiar la decesul victimei, traumatizarea acesteia este violența fizică, cea de netolerat și pentru care, repet, dorim să ne implicăm cât mai mult, iar proiectul brățării electronice ar trebui să intre în vigoare cât mai curând. Și prin discuția cu domnul ministru de interne, Lucian Bode, am înțeles și determinarea acestuia și deci și a guvernului pentru a aloca în bugetul pe anul în curs sumele aferente aplicării acestui proiect extrem de important. Au fost de-a lungul timpului mai multe victime ale violenței domestice, pentru că unele dintre ele, de fapt cele mai multe, au plecat deja către alte locații și nu mai sunt în acest moment în centru. De regulă sunt 6, 8, 10, repet, în funcție de fluctuația care există, după finalizarea, de exemplu, a unui divorț,
victima sau fosta victimă deja își poate închiria o garsonieră sau un apartament cu două camere, în funcție de câți copii are, și să se mute sau să fie, dacă este în siguranță, preluată de familie, de mamă, de soră, de altcineva, de o prietenă, un prieten. Deci sunt cifre care fluctuează. M-a impresionat foarte mult situația unei fetițe de 2 ani, care este împreună cu mama sa în acest centru de la 4 luni. Dar este pe cale să părăsească locuința protejată după sărbători, deoarece divorțul s-a pronunțat. A fost susținută doamna respectivă de către colegii noștri de la Direcția de Asistență Socială din județ și rezultatele sunt unele bune, în sensul că fetița este sănătoasă, este bine, primește educația potrivită vârstei sale, mama lucrează, deci a fost integrată în muncă, câștigă venituri și se va întoarce la familia de bază. S-a vorbit foarte mult despre faptul că sunt victime ale violenței în familie, care nu își permit nici măcar să aibă posibilitatea să-și ia un certificat medico-legal pentru violențele suferite și nu pot să dovedească. Acest lucru poate să fie susținut de stat, un astfel de certificat costă în jur de 90 de lei, 100 de lei. Am aplicat, cât eram primar general, această legislație și Primăria Capitalei asigura această sumă prin DGASMB, astfel încât să nu plătească victima de multe ori mai multe certificate medico-legale pentru a putea dovedi în instanță sau în fața altor autorități situația în care se află. La fel ca și la București și la Ialomița, mi-aș dori ca peste tot în țară să existe și centre de consiliere pentru agresori, dar în special locuințe protejate, locuințe sigure pentru victimele violențelor domestice. Repet, este de netolerat, dar atunci când se întâmplă, să existe o alternativă. Știți foarte bine că de multe ori femeile se tem sau se rușinează să spună că sunt victime ale violenței domestice. Pentru că acest fenomen e deja unul foarte vechi și foarte răspândit în țara noastră. În special, pandemia a adâncit acest fenomen și l-a arătat în toată complexitatea sa, pentru că pe lângă consumul de alcool sau consumul de droguri a intervenit și o altă problemă socială, a problemelor financiare, a presiunii, posibilității pierderii locului de muncă, și atunci nu toată lumea știu să managerieze aceste situații tensionate din familie de manieră potrivită. O vulnerabilitate identificată este aceea că în unele situații victimele violenței domestice ajung să se reîntoarcă în căminul în care au fost agresate. E posibil să vină într-o astfel de locuință câteva luni și pe urmă să cadă din nou victime, dar să știți că și aici este o problemă, pentru că nu poți să faci nici bine cu forța. Dacă cineva decide totuși să se întoarcă într-un cămin unde a fost victima violenței, nu poți să obligi pe om să nu se întoarcă. De regulă, din ce mi-au spus colegii de la Direcția de Asistență Socială a județului Ialomița, sunt cam 4, 5, maximum 6 întoarceri. Dar mai mult de atât nu, pentru că conștientizează că își pun viața în pericol, nu doar a mamei, ci și a copiilor, și că situația, dacă nu s-a îndreptat după 4, 5, 6 încercări, nu are cum să se îmbunătățească. Practic e o cauză pierdută. Sunt foarte multe astfel de cazuri pe care le-ați semnalat, în care victima se întoarce totuși acasă în speranța unei schimbări, care nu se întâmplă. Și atunci revine la locuința protejată și tot așa. Dați-mi voie să vă reamintesc de asemenea cu această ocazie și apelul nostru la linia telefonică pentru ajutor specializat oferit victimelor violenței domestice 0800 500 333 și aici avem și statistica cu privire la numărul de apeluri care s-au înregistrat și care a crescut în timp. În 2018 1963 de apeluri, în 2019 1985 de apeluri, în 2020 3760 de apeluri și în anul acesta peste 5000 de persoane care au sunat la această linie. Eu vreau să vă spun că dacă se popularizează și mai mult, dacă se mediatizează și mai mult acest număr de telefon și, în primul rând, dacă există o conștientizare a situației grave în care se află aceste victime, cred că vor îndrăzni
să sune și mai mult. De asemenea, dacă se va implementa proiectul brățării electronice pentru agresori, cât de curând, ceea ce ne dorim și v-am spus încă de la începutul intervenției mele, și anume proiectul ar trebui să demareze pe 1 martie anul viitor, mult mai multe femei vor avea curajul să apeleze la serviciile sociale ale instituțiilor statului, tocmai în această idee de a se proteja, de a-și proteja și viața și de asemenea și pe copii. Ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, Gabriela Firea, a mai menționat că va acorda stimulente financiare tinerilor care vor să aibă copii, proiect pe care de altfel Consiliul Județean Ialomița l-a implementat încă din anul 2019. Mi-aș dori de asemenea să revin, domnule președinte și stimați invitați, în județul Ialomița și cu alte proiecte care se referă la stimularea natalității, la convingerea tinerilor să își întemeieze o familie, să aibă copii, să simtă sprijinul statului la început de drum în viață. De aceea, începând cu anul viitor, voi prezenta în județele din țară toate aceste proiecte de susținere financiară pentru tineri, deci nu doar pentru familii, ci și pentru tineri, dacă aceștia au alte necesități la început de drum în viață, și aștept de asemenea feedback și din partea acestora, pentru că suntem un minister nou, un minister tânăr, ne-am propus prin programul de guvernare proiecte ambițioase, dar nu considerăm că doar acestea sunt aplicabile. Ne dorim să vină din partea tinerilor, din partea familiilor, din partea, de ce nu, a doamnelor, a domnilor, cât mai multe idei și oportunități pe care să le transpunem în practică prin programul de guvernare și prin activitățile de zi cu zi ale noului minister înființat, Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse. Și mă bucur că și Consiliul Județean acordă astfel de stimulente financiare pentru nou-născuți și pentru alte categorii sociale. În discuțiile cu Ministrul Finanțelor vom stabili exact ce sume vor rămâne în continuare la consiliile județene și primării și ce sume vor fi aportate prin noul minister înființat, Ministerul Familiei. Așa cum vă spuneam la început, ne propunem ca prin măsuri cât se poate de concrete să ajutăm la creșterea natalității și la convingerea cât mai multor familii care au o reținere din punct de vedere financiar să aibă copii, să simtă că sunt sprijiniți de stat. Proiecte pe care le așteptăm și anume proiecte de creștere natalității, ceea ce facem și noi astăzi în județul Ialomița și cred că este până la urmă problemă și a autorității publice locale, dincolo de sprijinul financiar pe care îl acordă statul într-un fel sau altul. Fiecare unitate administrativ teritorială, fiecare consiliu județean trebuie să facă la rândul lor demersul în acest sens, pentru că noi în Ialomița ne confruntăm astăzi, sunt, eu știu, familii cu nevoi care în ultima, după ce soția rămâne însărcinată, încearcă să-și facă domiciliul în Ialomița pentru a beneficia de lucrul ăsta. Dacă s-ar extinde la nivelul întregii țări, atunci nu ar mai fi o problemă, dar ar trebui să fie sprijin financiar pe diverse zone de administrație. Adică unul la nivelul Consiliului Local, Consiliul Județean și după aceea Guvernul României, că doar Guvernul României de unde atâtea resurse financiare. Mulțumim frumos! Linia telefonică gratuită la care pot apela victimele violenței domestice este 0800 500 333. În anul 2021, peste 5.000 de persoane au apelat la ajutor specializat.